Bună dimineața! E foarte devreme. Mă duc să-mi fac niște analize, adică să-mi ia sânge pentru analize. Rezultatele le voi avea undeva pe 20 ceva ale lunii, pentru că atunci am programare cu doctora mea și dormeam așa de bine să dorm fără alarmă, fără să trebuiască să merg nicăieri. Dar analizele se fac dimineața și am programare, am volantul de la medic deja de câteva zile și merg să fac analizele astea și cred că mă duc acasă să spăl frigiderul. Și apoi la 10:30 am oră de body pump la sală. Sala e lângă mine, lângă unde locuiesc eu, pe aceeași stradă. Și aș vrea prima dată să spăl frigiderul, să văd cu ce îl spăl și cum îl spăl. Voi cu ce spălați frigiderul și la cât timp îl spălați de obicei? Am văzut că sunt fete care spală frigiderul înainte să facă cumpărături. Înainte să fac cumpărături și să bage cumpărăturile în frigider, le spală. Dar de 2-3 ori pe săptămână eu nu apuc să spăl frigiderul. Îl șterg dacă e să cadă ceva, dar să-l spăl total, îl spăl odată la ceva timp. În rest doar îl mențin. Așa că rămâneți cu noi. Urmăriți-mă și pe Facebook Ana Maria Precup Șogan și pe Instagram Familia Copiilor, vă aștept și acolo. Și mai punem video diferite și pe TikTok Familia Copiilor. Ajung imediat la medic și ne vedem mai încolo.
mai am partea asta de spălat, dar prima dată am să pun lucrurile la loc și am spălat sus. Am pulverizat cu spray, am dat cu cărpa umedă și așa mi-a rămas frigiderul. Dezinfectat și curat, am curățat doar până aici, aici am dat doar puțin. După ce pun lucrurile sus, am să dau și aici în continuare. Lăsați-mi în comentarii cum spălați voi frigiderul și apoi am să mă ocup și de ușa la frigider. La noi a plouat foarte, foarte tare și avem haine întinse în casă. Dar iese soarele. Aici avem... Vai, ia uitați cum arată televizorul. Și când copiii și-au o pătură din coș, așa rămâne. Asta e sufageria dimineața. Și aici avem trei copii fără mic dejun, încă n-au luat micul dejun, se uită la desene animate. Un minun. Așa că eu mă duc să termin cu frigiderul, pentru că ei stau foarte, foarte bine aici. Thank you.
vreau să zic că sertarul de la legume are pata asta de la morcovi de mai mult timp. Deci, giderul ăsta să aibă câțiva ani și pata asta e chiar de la început, pentru că nu am pus mereu hârtie în sertarul de legume. Și acum știu sigur că nu o să iasă, pentru că e o pată veche în plastic. N-are cum să iasă. Dacă ar fost o pată de zilele astea, ieșea sigur. Așa că o să-l curăț de mizerie, de ce s-a adunat de la legume. Mama, da, mami. Oh! N-am cumpărat o, mami. Cumpăr o astăzi? Ok. Asta e un sertar din frigider. Ok. O să-l curățe, mami. Mă ajuți? Nu. Nu vrei? Nu vreau. Bine. Okay. E dimineață, micul dejun. Mama. Vreau, nu vreau. Mamă, că nu te-o. Așa a rămas de decent sertarul meu, care, cum am zis, are mulți ani când are pata aia, nu o să-l scoată nici clorul și n-am de gând să pun clor acum aici. Dar e decent, e curat sertarul de la legume. Cum am zis, la noi în bucătărie, cum folosim noi bucătăria, frigiderul și toate astea, scurate, menținute, totul e ok, știm ce-i pus acolo, dar parcă niciodată nu-i destul de curat. Parcă mereu trebuie șters, mereu mai trebuie făcut ceva, pentru că chiar dacă e al nostru, e folosit de noi, știm că nu e murdar cu nimic ciudat, vrei oricum să fie mai curat. E senzația aia pe care încerci să o mai frânezi, dar trebuie șters, trebuie făcut curat. Asta e. Oricum sunt foarte, foarte mulțumită de produsul ăsta de curățenie. Și merge repede, ușor, e ok. Asta e. Și Ugo e aici. A căzut, mami. Stai că le iau acum. Am scos legumele și a luat un castravete de pe masă, că el vrea să ia micul dejun castravete. Să iau niște pulpe de pui pentru amiază, 399 kg. Le bag la cuptor și plec la seară. Cred că asta am să iau. Asta e carniceria noastră preferată. Până la urmă am cumpărat pulpe de pui pentru la amiază. Și am să le pun cu sare și cu piper la cuptor. Nu am să le pun mai multe condimente, pentru că nu vreau să le încarc. Nouă ne place carnea de pui la cuptor cu sare și cu piper, puțin ulei. Asta e Ugo. Ugo are nevoie de grădiniță. De grădiniță de școală, că el are 4 ani jumate aproape și intră la 4 ani infantil anul acesta și el are nevoie de copii, de activitate, de școală. Și îi place foarte mult. Bine, la toți trei le-au plăcut. Acum să vedem Edward cu liceul, când începe liceul pe 7 joi. Și da, în Spania liceul se începe la 12 ani. Las aici. Și acum să le curăț puțin. N-am ce să le curăț prea mult. Dar puținul. De obicei le cer fără piele, dar astăzi m-am grăbit pentru că mai am 10 minute și intru la sală, la body pump. Și m-am grăbit ca să ajung repede acasă, să le bag la cuptor, le las la cuptor și cum cuptorul se închide singur, nu trebuie să-l supraveghez, pot să merg o oră asta la sală și când vin, mai fac o salată de amiază și deja avem mâncarea de amiază. E și Paul liber astăzi, am sărit peste asta. Asta e o improvizație de mâine, să le tai cu foarfeca, că n-am mai tăiat niciodată așa puiul cu foarfeca, dar merge. Am vrut să iau un pui întreg și după aia m-am gândit, dacă iau un pui întreg, pieptul ăla se usucă, nu prea îl mănâncă nimeni. Pe când pulpele, toată carnea e fragedă la pulpe. Și când fac carne la cuptor și mai rămâne ceva, de obicei din
din resturi, în loc să pun tot carnea la cuptor cu salată pe masă. Mai improvizez niște paste sau tot mărunt bucățica de carne și fac un orez cu carne rămasă. Mai improvizez, de obicei improvizez din ceea ce rămâne de la cuptor. Cam asta ar fi totul. Le spăl. Nu le mai crestez pentru că chiar nu mai am somn. Vreau să ajung la sală, nu vreau să pierd deloc. Am spălat biveta înainte, bineînțeles. Noi avem o carnicerie foarte, foarte faină pe stradă la noi și de acolo cumpărăm carne, doar dacă e închis, luăm din supermarket. Dar în rest, luăm de acolo și punem pe pachetele în congelator. Acum, în august, au fost închiși și zilele astea am cumpărat doar pentru ziua în curs, deci n-am băgat încă în congelator. Dar am să merg săptămâna asta sau săptămâna viitoare, am să merg să cumpăr pentru a pune în congelator mai multe pachetele de carne. Eduard începe liceul, nu mai mănâncă la școală, nu mai mănâncă la cantina școlii și în fiecare zi trebuie să fie mâncare de amiază acasă pregătită. Am să pun puțin ulei. Mai o să pun și puțină boia de ardei. Așa, puțin piper. Am să pun și puțină boia de ardei. Dacă nu găsăm pe aici, că nu știu ce. Borcanul de boia de ardei era chiar în spate. Dar puțin pentru gust și culoare. Și sare. Mai pun puțin apă ca să le pot amesteca pe toate și le bag la cuptor. Cam asta e totul. Să le amestec puțin. Și bineînțeles trebuie să șterg masa aici, că mi-a sărit amestecătura de ulei cu apă și cu boia de ardei, sare, piper. Eu chiar nu vreau să pun nimic mai mult pentru că nu vreau să le schimbe gustul. Întotdeauna au ieșit cele mai bune la cuptor cu sare, piper și chiar, cum am zis acum, puțin boia de ardei pentru culoare, pentru gust. Cam asta ar fi ideea. Nu le mai crestez pentru că eu le bag în cuptor și fug. Cum suntem noi femeile? Am pus apă, pun clor și chiar dacă am folosit cârpa cu produs dezinfectant, eu vreau să dezinfectez cârpa în clor pentru că am spălat frigiderul, am șters pe aici masa și așa o las până vin de la sală, o las în clor, așa sunt eu mai sigură. Cârpa e curată, e folosită doar la bucătărie. Dar așa rămâne o mai liniștită. Dacă nu folosim puțin clor, se pare că nu suntem mulțumite. Nu vreau să mă repet mult cu sala, dar am venit la sală iar. Îmi pregătesc aici toate astea de lucru, îmi iau materialele de acolo și, cum am zis, în luna de septembrie, fiecare zi la sală. Așa că o să fie foarte, foarte des în vloguri faptul că eu vin la sală. Asta e, trebuie să mă laud cu ceea ce fac și ceea ce mă face să mă simt bine. Aici. Thank you.
Și cuptorul după aia. De fapt, chiar să-mi profit că îl am fierbinte și am să-i dau cu ovăn, bineînțeles, și am să-l spăl. Mai las puțin pulpele la cuptor. Am făcut o baie, mă duc să o curăț și pe cealaltă. Aici a aranjat Eduard lucrurile pe frigider, în ordine cum a vrut el. E perfect. Ce face copilul e foarte bine. Nu uitați să vă abonați la acest canal, vrem să ajungem la 1000 de abonați, pentru că avem foarte multe ore de vizualizare și vrem să ajungem la 1000 de abonați. Știți foarte bine că YouTube monetizează canalele de vloguri, de material, de tot felul de video, care are mai mult de 4000 de ore de vizualizare și noi avem aproape 7000 deja. Și vă mulțumesc pe această cale, vă invit să vă abonați la canalul nostru. Urmăriți-mă și pe Facebook Ana Maria Precup Șogan pentru orice informații. Dacă vreți să vă cumpărați produse de curățenie profesionale sau orice altceva, vă las linkul de înscriere în descriere. Voi ca clienți vă puteți cumpăra produsele pe care vreți. Nu sunteți obligați să vindeți dacă nu doriți să vă ocupați cu așa ceva, dar vă puteți înscrie și ca să
să aveți un nou job în viața voastră, un nou loc de muncă, bani extra. Dar dacă nu, cu acest link vă puteți cumpăra produse în caz că nu vreți să luați legătura cu mine să vă fac eu o comandă. Dar dacă vreți și informații, sfat sau orice ar fi, nu ezitați să mă întrebați pe Messenger, pe Instagram, pe aici în comentarii. Am publicat și telefonul pe Facebook. Deci nu ezitați să mă întrebați, pentru că eu mă ocup cu așa ceva. E un venit extra pentru familia noastră și în viitorul apropiat poate o să fie singurul meu venit și tocmai de asta aș vrea să măresc și echipa. Dacă vrei să te înscrii la Shogun, mi-ar place foarte mult să vin echipa mea și să măresc echipa de Shogun și vă aștept la următorul vlog.